poezie, de melancolie, de visare. Doresc ca în această după-amiază să visați alături de noi, să intrați în atmosfera de poveste creată de lucrările noastre, să ascultăm frumoasele colinde românești. Colega mea, Carmen Povăloaie, a ales două poezii care sperăm să vă țină de urât, de frig și de dor până la primăvara viitoare. Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară. Cozale argintie se îmbracă mândra țară, soarele rotund și palid se prevede printre nori, ca un vis de tinerețe printre ani trecători. Tot e alb, pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare, ca fantasme albe globii înșirați se pierd în zare. Și pe întinderea pustie, fără urme, fără drum, se văd satele pierdute sub clăbucii albi de fum. Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare strălucește și desmiată oceanul de ninsoare. Iată o sanie ușoară care trece peste văi, în văzduh voios răsună plintele de zurgălări. Calde aici la tine și toate din casă-mi sunt sfinte. Te uită cum ninge decembre, nu râde, citește înainte. E ziua și cel întuneric, mai spune să aducă și lampa. Te uită, zăpada e cât gardul și-a prins promoroacă și clampa. Eu nu mă mai duc de acasă, potop e înapoi și înainte. Te uită cum ninge decembre, nu râde, citește înainte. La anul om venit, numai sănătos eu fi,
vrea să-i prezinte colegii mei care au fundat de aici. Contestarea lumea alfabetică. Bondor Madalina, Cioca Tudor Călin, Călușer Vasilica Madalina, Solomica Alexandra, Peneșan Cristina, Călărugă Mihai Florin, Luca Dorina, Miclăuș Cristina, Oltean Florentina, Non Ana Maria, Povăloaia Carmen, Povăloaia Romeo, Povăloaia Emma, Pop Iuliana Dana, Rusu Georgeta, Săsărat Maria, Seveni Mihaela, Suciu Mihai, Șerban Sorina și Vădean Gradu. Le mulțumim încă o dată, suntem o echipă mare și ne bucurăm că de fiecare dată umplem sala aceasta cu rănile noastre. Vă mulțumim!